10 minute, 11, 12, până la urmă ce mai contează? Trebuie să înceapă repriza a doua. Cu CSM București în posesie, Anson, Neagu și Laura Flip. În linia de 9 metri, Ailinca este pivot, Gutierrez în stânga, în extremă. În circulație și Arsen, Neagu pentru Hennifer Gutierrez, o pasă complicată. Și va veni amenințarea de joc pasiv dacă CSM nu pierde mingea, a pierdut-o. Bistrița scapă de această primă fază și pleacă la atac. Rămâne de văzut ce poate să facă echipa bistrițeană, care are acum pe teren două românce, nu? Pe Laszlo și pe Seraficianu. Benge pentru Laszlo. Tamireș Morena, din nou Laszlo pentru Nion Bla. Laszlo, foarte bine se apără CSM-ul în Benge, 7 metri, fără discuție, e un tampon al Cristinei Neagu. Da. Care a ajuns târziu și a trebuit atacă cumva să o oprească. Atacă foarte mult în Benghe acel spațiu. Atacă foarte mult acel spațiu. Nu este primul 7 metri scos. Laszlo. Laszlo, deși a ratat ceva mai devreme. Acum învinge pe Davison și cere scuze. Mingea a trecut destul de aproape de capul portarului. Dacă o lovea în cap, e un risc mare asumat de Laszlo, pentru că e cartonaj roșu. Este descalificare direct la 7 metri. Neagu, flip. Sina Neagu, iată și pe Anson. O stă blocată, nu e flip și Kobilinska, am cer scuze. Da, a intrat din nou Kobilinska, a fost eliminată pentru proteste în prima repriză. Acum a reintrat pe teren Arnțen, Neagu. Neagu pentru Arnțen, se oprește Arnțen, lasă din nou pentru Neagu. Destul de probleme în construcția CSM-ului. Foarte bună pasa pe pivot și marchează Ailinca-i. A început bine CSM-ul cu pasele pe pivot, apoi lucrurile n-au mai stat neapărat, pentru că și defensiva Bistriței a reacționat. Însă, iată, s-a găsit acel culoar. Din nou, ies foarte sus Galben și la bancă acum pentru Florentin Pera, cred. Vin foarte sus pentru a bloca Interii. Ei bine, aceasta este replica CSM-ului, jocul cu pivotul. Probabil că Adi Vasile s-a gândit să lase, să o lase pe Wildeinstad să joace câteva minute în startul partidei ca să încheie meciul cu ea, să o aibă proaspătă pe final. O jucătoare foarte importantă și în defensivă, jucătoarea venită de la Esbjerg, campioană europeană și mondială cu Norvegia. Laszlo, Nion Bla pentru Tamireș Morena, 7 metri, 2 minute. Da, 2 minute eliminare. Foarte interesant, pentru că în prima repriză nu s-a dat la Bistrița, cam pentru tot cam aceeași fază. Da, Arsen bruschează aici pe Tamireș Morena și este eliminată. Laszlo. Laszlo călește pe Mari Davidson. 6 goluri, 7 metri. 6 goluri pentru Laszlo, care este principala marcatoare. Și acum să vedem cine va intra. Are 5 din 7 metri. Da. Dar le-a marcat până la urmă și a ajutat Bistrița să rămână acolo. Intră Rotaru în centru pentru că Arnțen este eliminată. Sunt puține soluții la linia de 9 metri pentru CSM, odată cu accidentările lui Zadi și Omoreghe. Rotaru. Vine Ailinca-i, Neagu, departe de tot Neagu, combinația cu Kobilinska, Tamireș Morena are o intervenție caracteristică ei. E unul dintre cei mai buni pivoți din țară, asta este clar, brazilianca. Kobilinska acum scoate de Aruda și mingea este pentru Bistrița, care poate din nou să egaleze. Avem nevoie de o minge sau de cronometru oprit, până la urmă cronometrul este cel care se oprește. În inferioritate CSM-ul pe acest atac și o nouă șansă pentru Gloria de a egala la București. În superioritate Bistrița pe acest atac. Trebuie să se grăbească dacă vrea să egaleze. Are de pe unde. Oh, ce greșeală face aici Nion Bla, neatentă. Nici pasa lui Mbenghe n-a fost poate cea mai bună. Laszlo aruncă și marchează 18 la 18.
Da, o Gloria Bistrița care în precedenta deplasare în București, în Giulești, a pierdut 30-22 în fața Rapidului. A fost un meci catastrofal pentru Bistrița, care a dus și la demiterea lui Horațiu Pașca. Foarte, foarte slab acel meci, mai ales că Rapidul avea foarte multe absențe. Pașca practic cu o echipă în pioneze. Giuleștencele atunci au reușit să câștige și iată, au dus la acea demitere. Neagu ratează de Aruda și să vedem, nu este gol. S-au grăbit Bistrițencele, incredibil, incredibil. Acestea sunt pericolele, vedem. Ai poarta goală, e o atracție enormă să marchezi, să încerci să-ți aduci echipa în avantaj, dar poate fi și un moment psihologic. Iată, de Aruda a scos și Tamires Morena. N-a fost deloc o aruncare bună, asta este clar. Apoi că scapă totuși mingea din mână. N-a vrut să arunce atât de jos, poate. Kobilinska pentru Neagu, foarte bună combinația și marchează. Ailin Căi, 3 goluri. Unul dintre cele mai bune meciuri. Da, unul dintre cele mai bune meciuri pentru Ailin Căi în acest sezon. Și poate de când e la CSM, pentru că e și un meci tare, un meci echilibrat. Una e să dai 8 goluri cu o echipă aflată în jumătatea inferioară, alta e să joci pe bune. Da, într-adevăr, este un meci destul de tare și se vede că Ailinca i-a crescut și în același timp remarc din nou altruismul Cristine Neagu, o pasă senzațională venită din multă, multă experiență în primul rând. Și cu maturitate, exact asta voiam să spun și eu. Niobla pentru Mbenghe, a scăzut ritmul și Mbenghe, Niobla rupe defensiva celor de la CSM București. Ailinca e aici, să spunem, în contrapartidă, da, cu experiența lui Neagu. Exact. Ailinca a pierdut ritmul cu Niobla. E o problemă pentru CSM, pentru că acum Bistrița nu are neapărat jucătoare care să arunce de afară. Nici Niobla, nici Laslo, poate Mbenghe. Așa că se bazează pe pătrunderi și pe găsirea acelor culoare. Și pe viteză, evident. Fie scot 7 metri, fie găsesc acele culoare. Și, iată, atunci poți... pentru Ailin Căi... Nu, cred că s-a... Nu, probleme, da. Pentru Ailin Căi, da. S-a lovit la spate și iese. Va intra Ingstad acum. Oricum, evoluție bună pentru Ailin Căi. Se duce chiar sora ei, Crina Pintea. Crina încearcă să... vadă dacă spate, poate să o ajute, da. Da? A, nu, joacă Arnțăn acolo. Și Neagu greșește Neagu, da, greșește Neagu și șansă pentru Gloria Bistrița de a intra în avantaj pentru prima dată în această dispută. Se apără foarte bine Kobilinska. Dacă Arnțăn a intrat acolo, înseamnă că și Ingstad are probleme. Corect. Medicale. Corect. Și atunci e o problemă mare pentru CSM București. Nu mai are pivot. Asta e problema. Laslo pentru Mbenghe. Tamires Morena. Din nou Mbenghe, Spaniolaica o găsește pe Niobla, Laslo, Niobla nu iuțește faza, pasă cu pivotul Tamires Morena, însă Mari Davidsen are o intervenție fantastică. Da, 10 parade pentru golkeeperii CSM-ului până în acest moment și asta e clar un plus. Acum Rotaru este pe pivot. Da, Ingstad are probleme 100%. Da, am spus că Ingstad... va intra, poate a fost odihnită, dar cumva să fi scoasă minutul 7-8 e un pic cam de vreme în condițiile în care CSM-ul n-a făcut alte schimbări. Încearcă Ailin Căi să-și revină și chiar Ingstad este cea care discută cu ea. Da, e în training, nu va mai juca, da. Asta e clar. Interesant. Neagu pentru extremă, iată, din nou Neagu prin semicerc. Din nou Neagu prin semicerc. De Aruda discută cu antrenorul de portare al Gloriei. Vrea așa o discuție foarte aprinsă. Săraficianu pentru Mbenghe, Niobla. Intră în circulație și Dincă. Se așează cu multă migală pentru acest atac Gloria Bistrița. Laslo pentru Mbenghe. Mbenghe blocată. Aici defensiva CSM-ului și-a făcut treaba, contraatac. Trine Östergaard ratează din nou față în față cu De Aruda. Foarte inspirată schimbarea lui Florentin Pera, care a scos-o pe Dumansca și a intrat De Aruda. Acum Laslo înscrie și este primul moment în care Bistrița este în avantaj în această partidă. 20-19, 8 goluri marcate de Cristina Laslo și CSM-ul este sub mare, mare presiune. A reintrat Ailin Căi pe pivot.
Repetăm, aruncarea puternică a Cristinei Laslu, de această dată Davidson învinsă, și de Aruda cu o intervenție fantastică, bară a CSM-ului. Istavița greșește, Hanny for Gutierrez, foarte rapidă, pasă pentru Cristina Neagu, Neagu așteaptă sprijin. Cât de mult contează aceste erori pe care le face Bistrița, dar ratează și Arntzen în fața lui de Aruda. S-a multiplicat portărița Bistriței de această dată. Odată Tamires Morena a ratat singură cu poarta goală, iar acum încă o pasă greșită. Contează foarte mult astfel de faze în economia unui meci atât de echilibrat. Bistrița în atac poate să ajungă la două goluri diferență. Da, ceea ce era inimaginabil după începutul atât de bun de meci al CSM-ului. Mbenge, Stavica se duce peste adversar, 9 metri, amenințare de joc pasiv. Rămâne această amenințare, da. Trebuie să se grăbească Bistrița. Laslo, încearcă pătrunderea, Tamires, lăsat acolo. Era 7 metri, erau gata arbitrii să dea această decizie. 3 goluri pentru Tamire și cred că va veni timeout-ul lui Adi Vasile, nu? Am dat doar o repunere greșită. Din nou Tamire și Morena. Și a ținut de tricou și timeout cerut de Adi Vasile. Actuala stagiune. Dar nu e un meci bun făcut de CSM și deja se înmulțesc nu numai în Liga Florilor, ci și în Champions League. Aici e problema echipei lui Adi Vasile, care are teoretic niște absențe mari. Arntzen aruncă din nou. Tamires Morena și de Aruda sunt jucătoarele care fac diferența pe fază defensivă. Da, conexiunea braziliană funcționează foarte bine pentru Gloria Bistrița, care se poate duce acum la 3 goluri diferență. Nimic nu merge la CSM. Aici destul de greu să marcheze astfel. Dacă nu vi lansat, și Arntzen n-a făcut neapărat acest lucru. Mbenge, da, pentru Laslo, Laslo la Niombla, Niombla. Pasă foarte bună pentru extremă, însă iată o minge atinsă, corner. Dinca aștepta, era la pândă. Din nou Laslo, Mbenge, forțare. Da, forțare. De această dată i s-a închis liftul în fața lui Mbenge. Da, au închis bine la timp jucătoarele CSM-ului. Kobilinska foarte bine acolo, a pătruns din că a mers, a crezut că merge pe extrem această minge. Laslo și-a tras piciorul pentru că era eliminare de 2 minute, fără absolut nicio discuție. Sau mai mult. Sau chiar mai mult, exact. Da. Dar a știut foarte bine să se ferească din calea adversarei. Un gol avans pentru Gloria Bistrița. Suntem în minutul 42. O partidă foarte echilibrată și cu o Gloria Bistrița capabilă să rănească echipa campioană. Laslo acum pentru Niombla. Mbenge, Niombla, Laslo pe extremă, Dincă intră acolo pe Inter, amenințare de joc pasiv din nou. Iată, deja se înmulțesc aceste faze în care atacul Bistriței nu mai găsește soluții să marcheze. Poate că jucătoarele au obosit. Niombla aruncă slab, intervine Glozer și mingea este a CSM-ului. A 8-a paradă pentru goalkeeperul francez. De partea cealaltă, de Aruda a ajuns la 9 parade. Foarte bună evoluția jucătoarei din Brazilia. Arntzen de data aceasta marchează. 5 goluri pentru norvegiancă, cea mai bună marcatoare de la CSM și este din nou egalitate. A luat pe cont propriu această acțiune Emily Arntzen și a păcălit-o pe de Aruda. Jucătoare cu multă experiență Arntzen, în aceste momente e nevoie de așa ceva. Pintea pe margine face spectacol, încercând să... E primul fan al CSM-ului. Da, încercând să ajute cu echipierile, mai ales că acolo pe postul ei e sora cea mică, Ailinkăi. Menge pe pivot, super. Superbă faza, dar Tamires Morena n-a găsit culoarul. Și începe să se vadă oboseala. Ce vorbeam, a jucat foarte mult, cred că a jucat până acum toate minutele, dar nu mi-aduc aminte să o fi văzut. A fost mult. Puțin pe teren, dar da. Foarte puțin. Arntzen. Și în aceste condiții, spuneam, venită din Chile, Tamires Morena. Iată pe Crina Pintea, Arntzen încearcă din nou să treacă de Bianca Bazaliu, care revine și ea pe teren după mult timp. N-a avut o primă repriză care inspirată. Care joacă apărător central Bianca Bazaliu, nu mai joacă intermediar așa cum a făcut-o până acum. Să vedem. Da, la fel ca și meciul cu Minaur Baia Mare, eficiența ei în atac
a fost foarte, foarte scăzută. Bianca Bazăliu a marcat primul gol cu Minaur în minutul 57. Acum că nu a scris, Neagă face însă. 22-21, 3-0 parțialul lui CSM București. Încă 15 minute și 52 de secunde. Acel timeout luat de Hadi Vasile a fost unul bun, cel puțin prin prisma scorului. De atunci e un rand de 3-0 da, pentru CSM București. 4 minute consecutive fără gol pentru defensiva Gloria Bistrița. Exact, defensiva CSM-ului din ce în ce mai atentă. Benghe pentru Laszlo. Laszlo scapă mingea, dar sunt momentele în care CSM-ul poate profita de aceste erori pe care le-au făcut fetele lui Florentin Pera. Luat om la om Neagu de Pristăvița. Arnțen acolo blocată de Tamires Morena. Da, se vede oboseala acumulată în timpul partidei. CSM a schimbat mai mult în acest meci, în timp ce jucătoarele de bază ale Bistriței, Laszlo, Mbenghe, Tamires Morena, au jucat mult și în ultimele două, trei faze, ele au fost cele care au ratat. De Aruda acolo spectatoare da, la această se resemnase. Dar, Hansen, Kobilinska! Superb vine golul! Timeout acum. Va veni normal e timeout, da, cu o jumătate de repriză până la final. Activează modul Bet Builder cu cele mai jucate cote pe un singur meci. Orice meci. Betano. Jocul începe acum. We have time. It's good. We need more focus in defense in the middle. Un parțial de 3-0 al Gloriei Bistrița. Au alternat perioadele. A fost un meci cu multe alternanțe. Căderi inexplicabile. Serii foarte bune, de partea ambelor echipe. Seraficianu pentru Bazăliu, aruncă puternic, dar excelent acolo Glozer. Cred că Bazăliu are 0 din 4 din 5. Aruncări. Din acum. 5. Din 5 acum. Okay. Era 0 din 4 în prima repriză, a jucat foarte puțin în repriza a doua. Excelentă pasa lui Hansen, iar Ailinca îi duce scorul la 24-21. Este diferența maximă, au mai fost 3 goluri avans pentru CSM București. 3-0. La 4-1 ultima dată. 3-0 și 4-1 a fost. Dar se întâmpla târziu la de vreme, partidei. Foarte, foarte da, de vreme, minutul 6. Partidei. Minutul 6 era 4-1. Scădere evidentă a Gloriei Bistrița. Mbenghe o nimerește pe Glozer. Fantastică Glozer. În anumite momente este fantastică și de asta a luat-o CSM-ul. A fost cea mai bună portăriță a Ligii Campionilor. O, la, 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 la. Ce a făcut aici Laszlo? Nu știu ce a făcut aici Laszlo, dar am văzut ce a făcut arbitrul, care a lăsat jocul să continue, lejer. Apoi a primit în cască de la colegul său și s-a întors faza. Hansen. Kobilinska. Neagu. Cele trei au dus greul la 9 metri în această dispută pe care CSM București se apropie să o câștige. Neagu a încercat o pasă pentru Ailinca, 2 minute eliminare Tamires Morena care protestează. Arbitrii au o problemă cu jucătoarele, nu știu să se impună, asta e impresia mea. Absolut toată lumea protestează. Și asta vine de la atitudinea pe care arbitrii o au față de joc. Nu, au foarte, au, foarte rar am văzut în Champions League așa nu, ceva. Au din cauza manierei pe care au avut. De asta au așa. Pentru că a fost o manieră, hai să spunem, neconvențional. Neconvențional. Ca să nu folosim alte cuvinte care încep cu... Căpată, pasă greșită a Kobilinskei. Dar asta este problema până la urmă. Dacă Tamires Morena a protestat, bine, nu poți. Dacă te apuci acum să dai eliminare la fiecare protest, rămâi cu 3 jucătoare pe teren. Dar în prima fază, în prima repriză a fost eliminare pentru Kobilinska, pentru proteste, nu? Dal... Intrată pe postul de pivot, evident, fără Tamires Morena trebuie să joace. Dal, o aruncare puternică, păcat, însă păcat de Bianca. Glozer este într-o formă de vis, aș putea spune. Și Bazăliu într-o formă foarte slabă în acest meci. Nu găsește drumul spre gol și spunea în prima repriză Ion pentru de faptul că portarii domină psihologic jucătoarele. Cam asta cred că se întâmplă în acest meci. Arnțen aici, 7 metri. 7 metri. Apărare în semicerc a lui Mbenghe.
Da, și spuneam de asemenea că este al doilea meci consecutiv, este al doilea meci consecutiv în care o vedem pe Bianca Bazaliu cu un procentaj foarte slab la golurile marcate. De la venirea lui Florentin Pera a marcat un singur gol în două meciuri, cu Minaur Baia Mare și cu CSM București. Da, e destul de îngrijorător, mai ales în perspectiva mondialului, fără Tentă Neagu, 5 goluri marcate de Cristina Neagu și 6-0 în ultimele minute pentru CSM București, colaps total al Bistriței. S-a prăbușit echipa lui Florentin Pera. În ultimele 8 minute este 6-0 într-adevăr pentru CSM București. Laszlo, Cearcănion Bla, Bianca Bazaliu, Laszlo cu pivotul, Dal a fost blocat, a fost un zid în față, în spatele ei, nu avea pe unde să se întoarcă. Iombla acum pentru Laszlo. A încercat pasa pentru pivot, no look pass. Neinspirată. Și un colaps total al Bistriței. Dacă CSM marchează acum, continuă marșul. Arnțăn pasă în extremă, Gutierrez marchează și se face 7-0 acum, parțial de 7-0 în ultimele 8 minute și 45 de secunde. 26-21. Parcă din ce în ce mai bună CSM București și din ce în ce mai slabă Gloria Bistrița. O perioadă de joc pe care Florentin Pera ar trebui să o studieze foarte bine în vederea următoarelor meciuri. Da, nu știu dacă are ce face, Ion, pentru că am discutat despre asta. Sunt aceleași jucătoare aproape în permanență, cu câteva mici modificări. Acum în Benghe, 7 metri. Da, de această dată... Și va fi și mai rău pentru Bistrița, scuză-mă că te întrerup, va fi și mai rău în momentul în care va intra în grupele European League. Din luna ianuarie, ritmul va fi infernal, oricare accidentare va conta, iar Bistrița are deja probleme în campionat, pentru că trebuie, dacă vrea să continue din nou în cupele europene, fie prin Cupa României, fie prin o clasare cât mai bună în Liga Florilor Mol. A marcat Bistrița după aproape 10 minute, 26-22. Da, evoluție bună a Gloriei Bistrița până la un anumit punct. Cu aceea pur și simplu s-a stins. Echipa lui Pera, Kobilinska pentru Neagu, Neagu mai departe, Arnsen, inteligentă, gol marcat de Oster. Primul gol marcat de o extremă dreaptă a CSM-ului vine în minutul 51. Dar deja diferența este mare. Sunt 5 goluri avans pentru CSM București. Mai sunt 9 minute și 20 de secunde. Ori în aceste condiții va fi foarte, foarte dificil pentru Bistrița să revină. Iombla în extremă, acum marchează Seraficianu. 4 goluri pentru Sonia Seraficianu. Evoluția destul de bună. 2 ratări, cred, până în acest moment. Dar, per total... A jucat bine Seraficianu, dar asta avem nevoie și la națională, eficiență. Ultimele două deplasări pe care Gloria Bistrița le-a jucat, nu a marcat niciodată mai mult de 23 de goluri. A fost 23-21 cu Zalăul și 30-22 înfrângere în Giulești în fața Rapidului. Oh! Nion Bla este cea care o ia în brațe pe Cristina Neagu. Este din nou Nion Bla la Neagu, Hansen, Enifor Gutierrez, e foarte iute Gutierrez, Neagu a încercat o pasă cu Ailinca, de Aruda încearcă să iuțească această fază, pasă bună, Dincă! Excelentă aruncare sub bară a lui Dincă și Bistrița vine la minus 3 cu 8 minute și 15 secunde înainte de finalul meciului. De asta are nevoie Bistrița. Să câștige câteva mingi în apărare, astfel de goluri venite pe contraatac contează enorm, pentru că scutesc din timp și din muncă în atac. Și din uzură, pentru evident. Că e o echipă, așa cum spuneai ceva mai devreme, foarte bine, obosită. N-are o bancă atât de lungă și de valoroasă, Florentin Pera. Rotaru pătrunde și obține 7 metri. Asta și-a dorit Rotaru. Era greu să arunce puternic... Între două jucătoare, dar e în apărare, în semicerc, evident. Vedem cine aruncă de la 7 metri.
Nu e chiar bună coloana asta sonoră înaintea unui moment decisiv. Dacă e să ne luăm după mimurile. Dumanska este cea care revine în poartă. A avut un început de meci bun, apoi înlocuită cu Dea Ruda. A fost mai eficientă brazilianca. Neagu la 7 metri. Cristina Neagu oprită! Excelent, a apărat Dumanska! 7 minute până la final, 3 goluri avans pentru CSM, se întoarce Tamireș Morena, un gol foarte rapid care o readuce pe Gloria Bistrița în discuția acestei partide. Ce înseamnă două goluri rapide pe contraatac sau pe faza a doua și ce înseamnă și o ratare de la 7 metri. Dar n-a fost în apele ei, a marcat 5 goluri, dar a fost foarte mult nervoasă, acum cred că este și scoasă. Ba nu, este luat om la om și e mai în spate. Arnsen pentru Gutierrez, Gutierrez, pași! Pași și poate să vină Bistrița la un gol. După ce au fost 5, și iată, este un parțial de 3-0 pentru Bistrița. Tot vorbeam că se joacă cu parțiale. CSM a avut 7-0 parțial. Acum Bistrița poate să facă 4-0 și să pună presiune din ce în ce mai mare pe CSM București. Să vedem dacă Adi Vasile va lua timeout în momentul ăsta. E o decizie importantă. Mai are un singur timeout. Pe primul a luat foarte bine. De atunci a început comeback-ul CSM-ului. Ion Bla. Bla a fost lovit în față. A fost lovit aproape de pași. Față. Mbenge aruncă. Blocaj superb al lui Ailinca. 9 metri. Ion Bla rămâne pe teren. Am avut impresia că a cerut să fie schimbată. Iată-o pe Franțuzoaică. Pasă cu Tamireș Morena. Se întoarce Tamireș Morena. Se cere intervenția medicilor. Nu știu dacă vor veni, pentru că atunci Tamireș Morena nu va mai juca 3 atacuri și asta nu e în favoarea Bistriței, dacă nu este ceva grav. E clar oboseală. Îți pare incredibil să joci așa. Mergi în Chile să te adaptezi la fusul orar, apoi să vii direct la 2-3 zile și să joci cu CSM București. Și asta mult de tot pe teren, Tamireș Morena. La CSM București are noroc de faptul că nu joacă în Champions League în această săptămână, pentru că săptămâna viitoare la Pro Arena va fi meciul cu SCM Râmnicu Vâlcea, un alt duel foarte dificil. Rapidul a câștigat acolo la un gol, chiar dacă Vâlcea este lovită dur de accidentări și de probleme. A, Vâlcea echipat de pe locul 2. Laslo care Seraficianu aruncă și ea în bară! Ce aruncare a avut Seraficianu și de unde? Extrema dreaptă a Bistriței, fantastic, iată, sunt 10-11 metri. A avut un tun în braț de această dată Seraficianu, însă mingea a lovit bara transversală, șansă pentru CSM București, care acum este în atac și poate mări avansul la 3 goluri. Pasa este pentru Neagu, gol al lui Neagu. Sunt proteste vehemente de pe margine într-o fază în care s-au cerut pași. N-a fost o seară foarte inspirată pentru arbitri. Mbenge pentru Laslo. Cearcă depășirea. Mbenge. A câta oară. Tamireș Morena. Mbenge. Pasa este pentru Ion Bla. Franțuzoaica a căzut. E a treia sau a patra pasă pe care Ion Bla nu reușește să o primească cum trebuie. Din punctul meu de vedere, departe de forma care a consacrat-o. Adevăr e că au și trecut foarte mulți ani. Au trecut ani, da. Atunci, în 2016-2017 a avut o perioadă foarte, da, foarte bună. Acum nu mai e nici la Naționala Franței. Spuneam, și-a schimbat afinitatea sau afilierea, să spunem. Joacă pentru Senegal. Aici, cred că 3 secunde s-au cerut la Kobilinska. Ion Bla pentru Laslo. Mbenge s-a văzut foarte puțin jucătoarea din Spania în acest final de meci. Mbenge, amenințare de joc pasiv, 9 metri pentru echipa oaspete, atac foarte important, mai sunt 4 minute, 3 goluri avans pentru CSM București. Se duce lung acest atac al Bistriței, ceea ce nu e neapărat bine pentru echipa lui Florentin Pera. Patru minute și timeout cerut de Florentin Pera, care Ion Bla, Tamires Morena și Mbenge
Niombla pentru Laszlo, este amenințare de joc pasiv, foarte bine Laszlo pe întors în diagonală, a păcălit-o pe Glozer. 10 goluri pentru Cristina Laszlo și Bistrița rămâne în meci. Foarte important acest atac al CSM-ului. Urmează momente decisive ale meciului. 3 minute și 40 de secunde până la final. Cristina Neagu ținută la centrul terenului de Niombla, care recuperează spectaculos. Niombla! Apără însă Glozer. 2 minute eliminare Cristina Neagu. E mai degrabă supărată pe colege, nu pe... Greșeală mare, mare, mare de tot acolo a CSM-ului. Și iată ce înseamnă. Acum Neagu nu mai joacă 2 minute, care e golghetera meciului pentru CSM. Și Glozer, iată, parase, dar este 7 metri. Foarte importantă această fază. Să vedem cum se va descurca CSM-ul fără Neagu. E cum se poate mai rău pentru echipa bucureșteană. Are totuși 2 goluri avans. Să vedem dacă Laszlo înscrie acum. Laszlo! 28-27. Gloria Bistrița se apropie. Mai avem 3 minute și jumătate până la finalul partidei. CSM-ul în inferioritate după eliminarea Cristinei Neagu. Damirez Morena se ruga acolo. De neînțeles totuși cum CSM poate să piardă controlul asupra unui meci pe care l-avea în mână. Din nou neatent acolo Arnțăn. Nu, Rotaru era. A venit Niombla. Excelentă evoluția ca fluturaș, aproape din nou de intercepție. CSM-ul este de gringoladă în atac. Cu sau fără Neagu, pur și simplu jucătoarele au închis motoarele atunci când s-au văzut cu 5 goluri în față, nici măcar nu erau 6 și s-a făcut lights out practic pentru CSM. Ailinca îi marchează. Era 7 metri dacă nu, foarte, foarte bună evoluția Andrei Ailincăi. Excelentă în acest meci, are 5 goluri în momente importante pentru CSM. 5 goluri Ailincăi, 5 goluri Kobilinska, 5 goluri Arsen, 6 goluri Neagu. Și cam atât? Da, puterea CSM-ului stă în aceste jucătoare. Mbenge pasă pentru Pristaviță. Ce greșeală face Pristaviță acolo, ce greșeală face. E o jucătoare a greșit absolut experimentată. Tot în atac. Da, e o jucătoare experimentată, dar foarte, foarte multe erori a făcut. Și nu numai în acest meci, din păcate, și pentru Naționala România atunci când juca acolo. Din nou 5+1 apărare. Da, CSM-ul dacă marchează acum pune o mână pe victorie, să spunem. Aruncă Rotaru, apără însă Dumanska, nu poate juca contraatac. Ce erori! Pasa ce erori este face în piciorul Bistrița. Lui Laszlo. Este a treia eroare imensă pe care Bistrița o face pe o fază, fie cu poarta goală, fie pe contraatac. Și aceste faze contează enorm, mai sunt 90 de secunde din această partidă. CSM-ul era în inferioritate numerică, incredibile erori și time-out cerut de Adi Vasile. Dacă CSM-ul marchează, e cam game over la faza asta. Față foarte frumoasă. Arnțăn, Tamireș Morena lângă ea. Inteligent. A căutat contactul, da, norvegianca a știut exact ce face foarte acolo. Inteligent. Și CSM-ul, iată, câștigă foarte multe secunde, amenințare de joc pasiv. Neagu, Kobilinska! Este golul victoriei pentru CSM București cu un minut înainte de final. Echipa campioană are 3 reușite mai mult decât Bistrița. Erori mari pentru Bistrița, făcute în momentul în care au încercat să declanșeze contraatacuri sau să marcheze cu poarta goală, plus acel parțial de 7-0 în care nu au marcat aproape 10 minute. Acestea sunt, practic, motivele pentru care Bistrița pierde acest meci. A mai marcat Tamires, al 5-lea ei gol. Dar, în continuare, CSM București, 2 goluri avantaj, 30 de secunde rămase, Bistrița nu face apărare om la om, ceea ce înseamnă că e resemnată că a pierdut acest meci, deși ar fi putut să facă, ar mai fi avut timp. 2 goluri, 30 de secunde, nu se știe niciodată. Arnțăn pentru Neagu. Neagu închide tabela. 7 goluri pentru Cristina Neagu, 31-28 pentru CSM. O singură echipă din campionatul intern a marcat mai multe goluri decât Gloria Bistrița în această sală. Corona Brașov, e adevărat că a fost 41-29. Victorie pentru CSM București.